De hramul orașului, locuitorii capitalei vor avea parte de multe surprize și distracții, promit autoritățile municipale. Timp de două zile, pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor evolua interpreți autohtoni și diverse colective artistice din Chișinău. În centrul capitalei, pregătirile pentru hramul orașului au fost astăzi întoi. Astfel, pe 14 și 15 octombrie, în cadrul sărbătorii, peste 70 de cafenele și restaurante vor pregăti bucate tradiționale. La eveniment vor participa reprezentanții a 25 de vinării și peste 70 de producători autohtoni și numeroși meșteri populari. Vom avea activități pe lângă cele culturale, expoziții, producători autohtoni, producători de vinuri. Vor fi sigur că și activități sportive, vor fi foarte multe activități de promovare, de valorificare a culturii și tradiției locale. În scoarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului vor fi amenajate târguri cu produse autohtone, iar invitații speciali din acest an vor fi Carla's Dreams și lupii lui Calancea. În scena mare, care va fi în Piața Marii Adunării Naționale, vor urca peste 40 de artiști consacrați și pentru noi e important să promovăm și tinerile talente, de aceea în intervalul de la 12 până la 3, în parcursul a două zile, vor evolua micii artiști. În zilele de 14 și 15 octombrie, în centrul capitalei, transportul public urmează să fie redirecționat pe străzile adiacente. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona pentru evitarea ambuteiajelor.